emoții, pentru că este un festival foarte mult muncit de echipa de colegi, ai colegiului de artă de la secția coreografie, alături de părinții inimoși cu care se lucrează și se creează acest festival an de an. Și am alături de mine niște invitați speciali pe care îi aveți aici în față. Încep să prezint pe doamna inspector școlar general adjunct Ana Maria Ercalin, doamna inspector pentru disciplina arte Marinela Potârniche, domnul consilier local Ilie Bârzu și, bineînțeles, inima organizării acestui festival și concurs, doamna Simona Vaico. Am să le urez cu trei cuvinte succes tuturor celor care participă ca și concurenți la acest concurs care i-a făcut să plece de acasă să vină la Bacău zilele acestea și lucruri frumoase și experiențe frumoase să dobândească atât prin concurs cât și prin masterclass-urile la care participă. Și cu permisiunea dumneavoastră, dau cuvântul doamnei inspector școlar general adjunct. Bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi cu dumneavoastră. Mă bucur să fiu puntea de legătură între educația minții și educația frumosului din noi. Mai ales că atunci când acest al doilea tip de educație, educația frumoasă, educația estetică, este îmbrățișată de copii, e de salutat acest lucru, întrucât interiorul, lăuntrul nostru, este cel care cel mai adesea ne conduce. Felicitări, dragi copii, pentru calea aleasă, felicitări părinților pentru că îi susțineți ca ai dumneavoastră copii în ceea ce fac. Bineînțeles, celor care îi îndrumă, le îndrumă pașii și la propriu și la figurat în această situație, întrucât fără un profesor mai niciodată nu se poate. Să fie o perioadă, pentru că vorbim de mai multe zile, cu reușite, cu împliniri și, bineînțeles, cu plasament, să-i spunem, pe măsura meritelor tuturor celor implicați. Felicitări, țineți-o tot așa, să ne vedem la edițiile următoare. Mulțumim foarte frumos. Bineînțeles că două vorbe de la spune și doamna inspector. Hristos a înviat, bine ați venit la Bacău. Îmi aduc aminte că în urmă cu ceva timp, nu foarte mult, am găzduit Olimpiada Națională de Coreografie și atunci ne-am bucurat de prezența tuturor copiilor care iubesc dansul la cel mai înalt nivel de exprimare și ne-am bucurat atunci. Ne dorim ca și în aceste zile sala să fie să constituie o gazdă bună pentru dumneavoastră, scena să vă ofere satisfacțiile profesionale pe care dumneavoastră le așteptați. Experiența pe care o veți dobândi la Bacău să constituie un pas important pentru cariera ce urmează să o puneți în practică. Și mă gândeam că suntem binecuvântați așa, într-un fel, având în vedere faptul că în țară sunt doar 7 alte orașe mari care au licee cu profil coreografic, ceea ce pentru noi, iată, este o mare bucurie. Cu permisiunea doamnei, o să facem publicitatea acestui festival, concurs, în ideea că băcăoanii se vă bucura de el. Felicităm din toată inima pe doamna Baicu pentru toată munca pe care o depune. Felicităm Colegiul Național de Artă pentru sprijinul și toată dăruirea în acest sens. Vă dorim să ne vedem și la 10-a ediție, când probabil cu experiență mult mai multe ne vom bucura de o revedere bine meritată. Succes tuturor, zile frumoase la Bacău și să auzim numai de bine. Mulțumim foarte frumos. De asemenea, îl rog și pe domnul consilier Bârzu. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur că mă aflu aici la un eveniment de nivel internațional și vreau să mulțumesc doamnei profesor Simona Baicu că a pus Bacău pe harta internațională a artei baletului. Vă mulțumesc, doamna Simona Baicu, pentru ceea ce faceți pentru comunitatea bacăoană.
Noi, ca și reprezentanța ai comunității, am reușit să vă punem această sală la dispoziție. Poate ar trebui mai mult, mai vedem pe viitor cum vă putem sprijini, ajuta. Mă bucur și îmi doresc ca acest festival concurs să continue, să devină o tradiție la Bacău, pentru că așa comunitatea bacăoană va fi cunoscută în țară și peste hotare. Dragi concurenți, vă doresc succes! Dragi părinți, să aveți putere să-i susțineți în continuare. Mulțumirile mele se adresează și jurului de valoare care am văzut că a ajuns la Bacău și sperăm noi, băcăoanii, să fim cazi de bune pentru dumneavoastră. Felicitări și succes! Vă mulțumim din suflet pentru cuvintele adresate. Iată, de la a patra ediție Attitude Ballet 2019, așa cum spunea domnul Ilie Bârzu, beneficiem de o sală deosebită, de o scenă foarte frumoasă și astfel doresc să mulțumesc Primăriei Bacău pentru oportunitatea de a ne desfășura toate edițiile pe această scenă și totodată Inspectoratului Școlar pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă cu fiecare ocazie, indiferent că este vorba de acest concurs, de alte concursuri care se desfășoară la nivel regional sau de Olimpiada Națională, cum a fost, așa cum amintea doamna inspector Marina Puternici, în 2015. Da, indiferent despre ce este vorba, m-am încrâncenat să duc această tradiție și să educ atât cât am putut, de la cei mai mici copii până la cei care astăzi se află în juriu, mai mult să vedem numele, ca să vedem și în acest oraș, nu numai dans sportiv, ci și un dans clasic, contemporan sau orice alt tip de dans. Ne educăm zi de zi, ceas de ceas și țin să mulțumesc din suflet și sponsorilor care sunt aceiași de la prima ediție și care se îngrijesc de acești copii cu foarte mult entuziasm. Mă bucur că veniți toți participanții în fiecare an, așa cum majoritatea care sunteți și acum prezenți ați făcut-o în anii precedenți, pentru că sunt colegi din țară care ne dăm mâna la fiecare competiție pe care o organizăm, la fiecare festival, tocmai pentru a-i aduce în prim plan pe cei care își doresc să cunoască toate tainele artei coreografice și să ajungă la un nivel cât mai înalt, indiferent unde vor dansa, să aibă în palmaresul lor și experiența scenei din Bacău. În continuare aș vrea să prezint juriul, să-i invit alături de mine pe doamna președinte Iuliana Iliescu, artist de merit. Da, doriți. Da. Ioan Ovidiu Dragoman, director teatrului de balet din Sibiu. Domnul Eugen Răbuneț, directorul școlii de balet de la Chișinău. Marco Palamone, solist al teatrului de balet din Sibiu. Și nu în ultimul rând, Severin Brâncuber, absolvent al
Da. Și o să dansăm și noi. Vă urez mult succes. Am să las jurul să vă spun două cuvinte. Și aș dori doar să mai precizez pentru părinți. Ați văzut în fiecare an că postăm absolut toate pozele, filmulețe. Aveți încredere că le vați avea și în această ediție și nu vă obosiți dumneavoastră ca să ne mai apară nouă flash-uri sau alte încărcări, da? Mulțumesc din suflet și mult succes tuturor! Bună seara și mă bucur că ne revedem, de fapt, și mulțumesc, doamne, să vă lasă mare ceva. Probabil că a fost bună lecția care am avut-o de făcut data trecută, așa? Și cu toți colegii noștri, sperăm să vedem copiii foarte bine pregătiți și, în primul rând, eu zic să mulțumim familiilor pentru că acești copii participă la dans, la școlile de dans, datorită efortului care le fac părinții pentru ei și mă bucur că efortul se prezintă în acest mod minunat, minunat dansul și nu-i lasă să facă alte lucruri mai puțin frumoase, mai puțin importante. Deci ne urăm succes și să iasă tot așa cum ne pregătim să primim noi de sponsori. Sponsorii la note. Păi, ce să spun eu după doamna Ileana Iliescu, marea dansatoare, marea balerină a scenei românești. Doar că încercăm an de an să fim alături de colega noastră care face niște lucruri minunate aici departe, poate de marile centre ale baletului românesc. Și pentru asta suntem aici, pentru ea și pentru copiii care vin să concureze cu drag și care pun suflet în ceea ce fac. Care vor ajunge poate în și atât de mare de sigură. Suntem la sfârșit de an școlar. Asta înseamnă că copiii sunt într-o formă maximă. Le dorim succes și realizări pe care și le doresc. Mă scuzați mult, nu vorbesc în urmăneste. I'm going to speak in English. I wish all the best to all the competitors. And thank you for inviting me here, and BAFTA! Mă bucur că pot să vizitez iar orașul în care mi-am petrecut copilăria și în care am început să fac balet. Doresc BAFTA tuturor concurenților, părinților și organizatorilor. Declarăm deschis concursul nostru. Vă invităm să susțineți toți participanții, chiar dacă în sală nu suntem așa de mulți. Emoțiile lor, sigur, sunt foarte mari, dar nu-i nimic, că așa actul lor artistic va fi de înălțime. Mult succes tuturor și să avem niște zile minunate printre picăturile de ploaie, că ați văzut, tot timpul iese soarele.